Statisticile spun că peste 80% dintre femei folosesc ruj. Acidul steric și glicerina, principalele ingrediente, pot proveni din surse animale, în timp ce carminul provine din gărgărițe. Ceara de albine este frecvent folosită, dar se utilizează și ceara de plante precum jojoba, ricin sau candelila. Pe lângă acestea, rujurile pot conține și plumb, crom sau oxibenzon, ingrediente toxice, așa că citiți cu atenție etichetele. Atunci când achiziționăm un ruj, trebuie să fim foarte atenți la ingredientele pe care acesta le are. Poate conține un compus la care noi suntem alergici. Pe etichetă trebuie să găsim date de identificare ale producătorului, țara de origine, date de identificare ale importatorului, adresă, iar obligatoriu, absolut necesar, avem de preferat a se consuma, a se folosi de preferabil înainte de, adică data durabilității minime. Aceste date sunt obligatoriu pe orice produs ruj sau orice alt produs cosmetic. Atenție la rujurile expirate, primele semne ale unui produs depășit ca termen de garanție sunt mirosul, textura și culoarea. Când cumpărăm rujuri, suntem atenți la calitatea ambalajului. De obicei, produsele cosmetice și mai ales la firmele care se respectă, calitatea ambalajului este deosebită, dar suntem atenți ca acesta să nu fie sub nicio formă deteriorat. Deteriorarea lui poate duce la deteriorarea conținutului, ceea ce nu este deloc dorit. Dacă achiziționați un produs expirat, nu aruncați bonul de casă. Chiar și când cumpărăm un ruj, este absolut obligatoriu să cerem bonul de casă. Dacă acesta nu este conform dintr-un punct de vedere, îl putem schimba doar dacă avem bonul de casă. Nu uitați, reclamații la Protecția Consumatorului se pot face doar însoțite de bonul fiscal. La nivel național, comisarii de la Protecția Consumatorului au retras de la vânzare rujuri cu plumb și crom, produse chineze și turcești, care în mod normal se găsesc în piețe și în magazinele de cartier. 80% dintre rujurile retrase sunt extrem de toxice pentru organism.